Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție de Administrație Publică. Este momentul să vedem ce se mai petrece aici la Gorj, dar în egală măsură și în țară. Prilejul pentru a discuta despre diverse lucruri cu domnul Claudiu Manta, vicepreședinte PSD Gorj. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit la noi în studio. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, vă salut pe dumneavoastră și pe telespectatorii noștri. Stimate domn, suntem în mijlocul unei situații destul de atipice, cel puțin nici îmi amintesc, în istoria recentă a statului român nu s-a mai întâmplat să existe un conflict sau un potențial conflict de natură constituțională și în egală măsură să se escaladeze niște etape și să existe chiar un conflict, nu știu, pe mai multe fronturi, între ceea ce înseamnă o decizie a președintelui, anume aceea de a nu revoca la propunerea ministrului justiției pe procurorul șef al DNA și pe de partea cealaltă, să spunem, tocmai Ministerul Justiției, care în urma deciziei Curții Constituționale a României se pare că are câștig de cauză. Cum se văd din punct de vedere legal aceste aspecte? Da, sigur că n-a mai existat o asemenea situație, este într-adevăr, așa cum a spus și noastră, situația atipică, pentru că cel puțin până acum președinții României s-au încadrat, să zic așa, dacă mi este permisă exprimarea, în cadrul legal impus de către Constituție. N-a mai existat o asemenea situație și pentru că, totuși să recunoaștem, în justiție au fost foarte multe tensiuni, foarte multe abuzuri pe care inclusiv dumneavoastră presa le-ați subliniat și le-a scos în relief cu dovezi, cu probe zdrobitoare, achitări pe bandă rulantă, în foarte multe procese intentate diversilor demnitari ai statului român, și atunci noi cei de la PSD am zis că ajunge, supremația legii trebuie reinstaurată. Și mă bucur că, mă rog, Curtea Constituțională a dat cu un verdict zdrobitor de 6-3 această decizie, care pune oarecum lucrurile pe făgașul lor normal, pentru că, e adevărat, există și o scăpare, și n-aș vrea să fiu foarte tehnic, pentru ca telespectatorul nostru să înțeleagă, a Constituției României. Constituția României definește oarecum vag care sunt raporturile de putere între președintele României, care aparține puterii executive, să fie foarte clar, președintele și primul ministru sunt cei doi poli ai puterii executive, și puterea legislativă, în speță parlamentul. Însă, întotdeauna, într-o democrație, să zic, constituțională așezată, aceste raporturi sunt raporturi legale. Fiecare dintre aceste instituții știe care sunt foarte clar prerogativele și se încadrează în aceste prerogative. Din punctul nostru de vedere, președintele Iohannis și-a depășit prerogativele, atribuțiile pe care îi le dă Constituția prin refuzul de a revoca pe procurorul șef al DNA-ului, și atunci a fost nevoie, iată, de arbitrajul Curții Constituționale, care a venit și a spus foarte clar că președintele este obligat să revoce procurorul șef al DNA. Este obligat nu pentru că așa vrem noi, ci pentru că ministrul Justiției a înaintat un raport în care a precizat pe multe pagini, cred că vreo 20 ceva de pagini a fost raportul, pentru ce, care sunt motivele pentru care solicită revocarea procurorului șef al DNA. Și Curtea Constituțională a venit și a statuat, a spus foarte clar că președintele nu poate să cenzureze oportunitatea, subliniez, oportunitatea demiterii sau nu a procurorului șef. Trebuie doar să verifice legalitatea acestei propuneri. Adică dacă propunerea ministrului justiției îndeplinește condițiile legale pentru a fi luat în calcul. Și iată, revin din punctul nostru de vedere al guvernului, ministrul justiției a procedat legal, așa că președintele nu are decât această soluție constituțională de a veni și de a pune capăt acestui conflict, care din punctul meu de vedere este creat artificial, și de a face ceea ce Curtea Constituțională a spus. O întrebare, pentru că sau după această decizie, pentru unii poate surprinzătoare, pentru alții poate firească, au apărut foarte multe direcții de discuție.
Unul la mână. Se pune problema și am văzut chiar o decizie de factură recentă, de dată recentă a CCR, privitor la mandatul unui judecător constituțional. Există, știm deja, s-a făcut public în presă, în întreg spațiu, faptul că unul dintre judecători are peste 9 ani cât prevede Constituția. Știm că există o decizie a CCR-ului care spune clar că sub nicio formă nu se cumulează cu resturi. Aceasta ar fi prima chestiune. Până la limita de 3 ani se mai poate acorda o extindere de 3 ani. Eu vreau să vă spun altceva, domnul Catrina. Nu cred sub nicio formă, am citit și eu despre acest lucru, că, mă rog, cea mai înaltă instanță a acestei țări, atenție, Curtea Constituțională, nu este totuși o instanță judecătorească, să ne înțelegem. Da? Nu este o instanță judecătorească. Cea mai înaltă instanță a acestei țări, Curtea Constituțională, poate sau sub vreo formă ar exista această posibilitate ca unul dintre membrii care o compun să nu fie numit legal sau să-și depășească atribuțiile legale, pentru că implicit toate deciziile pot fi lovite de nulitate în acest caz. Aici vreau să vă întreb, se poate ajunge dacă se va dovedi? Se va constata, ziceți dumneavoastră. Se poate discuta și de acest aspect. Pentru că nu vorbim doar de această decizie, ci sunt și alte decizii luate în trecutul recent. Din câte știu eu, cazul la care faceți referire are un mandat judecător acela de 10 ani de zile. Da, deci tot ce înseamnă peste sigur, 9 ani. Nu se va ajunge acolo, pentru că acolo s-a respectat legea din punctul meu de vedere, sigur. Rămâne să se constate de către o instanță. Este interesant din punct de vedere care legal e acea instanță? Și cine ar putea să constate acest lucru, sigur că da. Da, pentru că și aici apare întrebarea cine este practic, cine are un rol de supracontrol al... Nu se pune problema rolului de supracontrol. Nu există o altă instituție deasupra Curții Constituționale care să controleze deciziile Curții Constituționale. Se pune problema legalității și aici evident sunt chemate instanțele de drept comun. Cred că în acest caz competent ar fi secția de contencios administrativă a unei instanțe de judecat în speță în alta curte de casație și justiție, dar ce vreau să înțelegeți și noastră și telespectatorii este că aceste decizii ale Curții Constituționale nu pot fi cenzurate de către o altă instanță. Aici ceea ce a ridicat noastră presa ca și aspect este o chestiune de legalitate asupra mandatului. Vă repet, din punctul meu de vedere, cred că revine unei instanțe de contencios administrativ acest rol, dacă va exista o sesizare în acest sens. Am înțeles. S-a mai reproșat în spațiul public de la centru către întreaga țară, către teritoriu, faptul, sau să spunem, tonul imperativ din acea nu motivare, că motivarea încă n-am văzut-o, din acea decizie de la momentul acela a CCR, anume președintele trebuie să, spunându-se că CCR-ul nu poate impune, ci doar dă soluția dacă există elemente, să spunem, de incompatibilitate constituțională între instituții, între entități. Tonul acesta imperativ al curții vine tocmai din speța concretă. E adevărat, de regulă, Curtea nu poate să arate calea de urmat pentru o instituție. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Însă, din punctul meu de vedere, Curtea n-a făcut asta. A spus doar că președintele trebuie să verifice din punct de vedere legal și nu al oportunității. Sigur, tonul imperativ despre care vorbeam este ca urmare a sesizării, pentru că a constatat un conflict de natură constituțională existent între două autorități, în speță președinția României și ministrul justiției, și în acest caz excepțional, subliniez doar în acest caz excepțional, a indicat calea de urmat. Dar nu este o decizie, să zic, care se aplică unei alte decizii. Curtea Constituțională a statuat în acest caz doar pentru speța respectivă, nu și pentru, nu se poate extinde prin analogie și la alte spețe similare. Am înțeles. Din momentul în care apare motivarea Curții Constituționale a României, se va publica în Monitor Oficial. Am înțeles că acesta este demersul legal și firesc. După care apare întrebarea, cât timp sau în cât timp este nevoit Klaus Iohannis
Nu există un termen, domnul Catrina, însă eu cred că nu am ajuns în acel stadiu în care să ne legăm sau președintele României să se lege de, să se agațe efectiv de orice chichiță legală, pentru Deci nu că are un termen. nu, legile nu sunt făcute pentru o lege în general nu dispune pentru o situație particulară. Legea nu reglementează raportul dintre dumneavoastră și mine ca două persoane fizice. Reglementează raporturi juridice între o anumită categorie de cetățeni și o altă categorie de cetățeni. Deci, situații generale, dacă vreți. Foarte rar o lege reglementează o situație particulară. Legea reglementează situații generale și atunci, în acest caz, lipsa unui termen trebuie să ne ducă cu gândul la un termen general prevăzut de legislație, care, din punctul meu de vedere, în acest caz, trebuie să fie de maxim 30 de zile. Acesta este termenul general al unui act administrativ. Pentru punerea în aplicare a Sigur, deciziei. sigur. Dar expres, răspunzând expres întrebării noastre, nu există un termen în care președintele trebuie să pună în aplicare decizia. Dar, vă repet, trebuie totuși să mizăm, dacă vreți, pe bunul simț juridic, care spune că orice decizie trebuie să aibă totuși un termen rezonabil. Nu poți să pui în aplicare o astfel de decizie în 3 luni de zile sau în 6 luni de zile. O întrebare pentru că pe buzele multora în această perioadă, să spunem ca o consecință a deciziei CCR de a arăta că președintele Klaus Iohannis este nevoit să o destituie din funcție, să o revoce din funcție pe doamna procuror șef al DNA. O chestiune foarte interesantă este o repunere pe tapeta problemei referendumului. Referendum pe teme generale, însă cu aplicare pe justiție. Dacă se va pune în practică, va fi foarte interesant ce întrebare sau ce întrebări vor fi. Credeți că se va ajunge în situația în care, înainte de a se pronunța pentru revocare, Klaus Iohannis va apela la această metodă, la această cale a referendumului? Este exclus, domnul Catrina. Ar fi un precedent foarte periculos în drept. A pune în discuție sau sub orice umbră de îndoială, chiar și cea mai mică umbră de îndoială, o hotărâre a unei instanțe, fie că este hotărârea Curții Constituționale sau unei instanțe de drept comun, este foarte periculos. Asta ar însemna, dacă mă întrebați pe mine, sfârșitul statului de drept. Sfârșitul statului de drept, așa cum a fost proiectat prin Constituția din 1991, modificată ulterior în 2003, pentru că o decizie judecătorească, și credeți-mă, am văzut, lucrând în domeniu, foarte multe decizii judecătorești, uneori și proaste, care chiar și în recurs sau în apel au rămas așa, oarecum evident, ca fiind, nu știu, ilegale, că nu sunt eu cel care cenzurez, dar care prezentau anumite semne, să zic așa, că lucrurile nu ar fi fost chiar ok. A contesta o decizie judecătorească rămasă definitivă, rămasă irevocabilă, este foarte periculos prin intermediul unei consultări populare. Pentru că de asta există justiție, de asta există un arbitru care să spună stop, până aici, dumneavoastră sau eu avem dreptate într-o speță, am ajunge, dacă vreți, și nu mă feresc de cuvintele, în sfârșitul statului de drept, cel puțin în actuala Așa cum o formulă. știm. Pe de altă parte, avem o situație mai mult decât interesantă și pe care această curte a Constituțională a României a trecut așa cu vederea. Avem un referendum validat prin vot popular, pentru că vorbeam de votul popular, nepus în practică nici la foarte mulți ani după validare. Vă referiți la cei cu cetul Cu 300 de 300 de parlamentari? parlamentari, Parlamentul să fie unicameral, deci atât o decizie. Nu, chestiunea cu Parlamentul unicameral este posibilă doar prin schimbarea Constituției. Pentru Bun, că în și cealaltă? Constituție, e adevărat, în Constituție nu se prevede numărul de parlamentari, deci nu este trecut numărul de parlamentari și am ajuns la situații aberante prin care, prin Știm, în legislatura alegerile cealaltă. uninominale, se ajunsese la un număr de 600 și ceva de parlamentari mult îngroșat față de ceea ce era normal, undeva la 400 și ceva de parlamentari, că sunt acum Camera Deputaților plus Senatul. Deci nu se poate face acest lucru decât prin modificarea Constituției. Eu sunt de acord și vă spun ca un practician, Constituția trebuie modificată. Pentru că ultima modificare a fost în 2003, deci acum mai bine de 15 ani. 15 ani.
lucrurile sunt dinamice, raporturile dintre instituțiile publice s-au schimbat, sunt unele lucruri perimate, sigur, în Constituție. Deci eu sunt de acord că trebuie schimbat, dar în același timp trebuie să înțelegem că procedura de modificare a Constituției e foarte dificilă. Odată că trebuie o majoritate de 2-3 în Parlament, ceea ce înseamnă că mai toate forțele politice importante trebuie să fie, și în al doilea rând această modificare a Constituției trebuie validată printr-un referendum constituțional. E foarte greu să faci și majoritatea, că oamenii sunt în general sătui de alegeri, de ce înseamnă chematul. Și atunci vine întrebarea omului simplu, omului care se uită acum la acest circ mediatic, nu contează actorii, nu contează ce vrea o tabără, ce vrea cealaltă tabără, și omul își pune întrebarea simplă, dacă eu am votat cu mânuța mea, ca numărul de parlamentari să se ducă la 300 și nu se încalcă nimic din Constituție privitor la numărul de parlamentari, de ce clasa politică, care are puterea de a modifica acest lucru, nu a luat în calcul decizia mea ca cetățean care am optat pentru... Domnul Catrina, eu vreau să vă amintesc consecințe, să vă reamintesc împrejurările în care s-a ajuns la acel referendum. Cred că a fost propus de președintele Băsescu, da, dacă nu mă înșel. Da. Oarecum e relevant acest aspect. Este foarte greu de pus în practică așa ceva. Pentru că, bun, de ce 300 și nu 100? De ce 300 și nu 400 sau 500? Ăla a fost numărul propus. Cum s-a ajuns la această... Pentru că trebuie să existe o repartizare uniformă a mandatelor. Câți din cei 300 trebuie să fie deputați și senatori, adică dacă apucăm să intrăm în chestiuni foarte tehnice, care chestiuni sunt legale, sunt stabilite de lege, da? Ajungem într-un punct fără sfârșit. Vă repet, de ce 300? Cred că doar domnul Băsescu ne poate răspunde la această întrebare. Eu cred că a fost atunci un referendum pe o temă populistă, pentru că nu cred că adevărata problema României acum este numărul de parlamentari. Nu știu dacă sunt mulți sau puțini. Franța, din câte știu, are vreo 600 și ceva de parlamentari. Da, în egală măsură. E adevărat, are la o populație mai mare. SUA la 312 milioane de locuitori are undeva la 500 și un picuț. Eu sunt de acord, acolo este un alt tip de republică, este o republică federală. Noi suntem un stat unitar. Că și aici planează niște discuții, da, dacă ne uităm la ce se întâmplă. Atâta timp cât Constituția spune că suntem un stat unitar. Deci există diverse sisteme constituționale, vă repet. Sigur, în foarte multe cazuri în Parlament sunt oameni care poate nu au ce să caute. Sunt de acord cu dumneavoastră, însă în aceeași măsură trebuie să cădeți de acord cu mine asupra faptului că în Parlament și sunt și oameni foarte bine pregătiți și care își fac treaba. Absolut. Nici nu putem spune că tot ceea ce trece dincolo de ușa Parlamentului nu are habar de ceea ce ar trebui să facă. Nu, departe de noi acest gând. O întrebare, pentru că aveți o bogată experiență, în ciuda vârstei încă tinere, aveți o bogată experiență în politică. Se poate ajunge până acolo încât ceea ce de ieri, de alaltieri, văd de fapt în spațiu public, anume lideri locali ai PSD, aici mă refer la nivel de județe, să ceară sau să-l amenințe cumva voalat pe președinte cu suspendarea? Pentru că dacă ne uităm la declarația președintelui PSD, constant, Liviu Dragnea spune că nu s-a discutat așa ceva la ședințele Partidului Social Democrat la nivel de centru și că nu vrea să ia în calcul așa ceva. Da, e adevărat că din teritoriul însă semnalele sunt... Din informațiile pe care eu le am, n-a fost nicio discuție pe această tema suspendării și eu n-aș vrea să o aducem, să o luăm în calcul până când vom vedea ce va face președintele Iohannis. Pentru că toate punctele de vedere în această direcție a suspendării s-au referit doar la situația în care președintele nu va face ceea ce a spus o instanță, în speță Curtea Constituțională, să facă. Deci n-aș vrea să mă gândesc și n-aș vrea să discutăm despre această ipoteză până când nu vedem ceea ce face președintele Iohannis. Pentru că așa ar fi corect și așa ar fi legal. Sigur că este o chestiune foarte gravă suspendarea președintelui României. A mai fost, e adevărat. Deci precedentul a fost creat. A mai fost această, dar eu cred că au fost atunci niște circumstanțe excepționale și eu îmi doresc din tot sufletul să nu se ajungă acolo. Însă în momentul în care tu șeful statului, așa, deși președinte nu este șeful statului, dar să folosim această sintagmă, tu ca președinte al României nu respecti decizia unei instanțe, cele mai înalte instanțe din această țară, mie mi se pare foarte grav și este un bun motiv pentru suspendare. Sunt de acord cu aceste opinii, dar eu sper că nu se va ajunge acolo.
Și totuși numărul celor care zilnic ieși aici, mă refer la lideri locali ai social-democraților, crește. Da, există o nemulțumire față de această atitudine a președintelui Iohannis, dar, vă repet, nu s-a luat în discuție, cel puțin la nivelul leadership-ului PSD, formal sau informal, această variantă, până când vom vedea ce face președintele Iohannis. Și dacă ar fi să riscați un pronostic, ca la fotbal, se ajunge acolo? Este foarte, foarte posibil dacă nu va respecta decizia curții. Este foarte posibil, sigur. Să se ajungă la această... Da, această variantă a suspendării, sigur. Pentru că, vă repet, este grav pentru un cetățean să nu respecti decizia Curții Constituționale, dar apoi pentru președintele României, vă repet, cea mai înaltă autoritate a statului. Am înțeles. Suntem nevoiți să luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim imediat. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEA spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseria și știu de ce. I fell in love with the pizza. Pizza. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu. La o pizza comandată primești încă una gratis. Sau, de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177, 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta! Hai la drum cu Auto TNC! Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi, totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050 111. Dragi cumpărători, Pomadil vă așteaptă de acum și la magazinul din zona Păltiniș, cu produse alimentare și nealimentare la prețuri mici. Pentru amănunte ne puteți contacta la telefon 0756 112054. Izvarna de startul promoțiilor de primăvară 2018 la Moto Unaltă, 128 la prețul de 1099 lei. Husqvarna 236, 799 de lei. Husqvarna LC140, LC140S, 1249 de lei, 1399 de lei. Tractorul pentru tuns gazon, Moto Unelte pentru tuns gard viu. Cumpără din magazinele Raico și vei primi cadouri constând în accesorii pentru moto-unelte. Te așteptăm în magazinele din Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Relații la telefon 0253210736 sau la magazinele din Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni și Padeș. Husqvarna e al naibii de greu să fim cei mai buni! Vrei
să ai tâmplărie PVC de calitate, atunci nu mai sta pe gânduri. Alege Cipribon. Cu o experiență de peste 10 ani în domeniul tâmplăriei PVC, Cipribon dispune de o linie tehnologică proprie de producție, echipată cu aparatură de ultimă generație. Cipribon vă pune la dispoziție o gamă largă de produse și servicii de calitate la un preț competitiv. Folosim profile Rehau și Vivaplast, Feronerie, Roto și GU. Producem și comercializăm sticlă bombată. Oferim transport și garanție la lucrare. Ne puteți găsi în Târgu Jiu, pe Alea Digului și în strada Victoriei numărul 159, vis-a-vis de liceul numărul 2, sau la numerele de telefon 0762-259083 sau 0762-259084 sau pe site-ul www.cipribon.ro. Cipribon. Calitate înainte de toate. Ai un eveniment important în viața ta și nu ai găsit încă locația potrivită? Vino la restaurant Unic Joven Grill. Aici veți găsi atmosferă relaxantă, mâncare bună și personal calificat. Ce? Nu ne crezi? Atunci vino și convinge-te! Ne găsiți în strada 9 Mai din Târgu Jiu. Magazinul Tiffany, vis-a-vis de hotelul Gorj, vă așteaptă cu o gamă largă de articole de confecții bărbat. Costume bărbătești marca Daspi, cămăși și tricouri bărbătești de la renumite firme, articole vestimentare Cătălin Botezatu. Unic distribuitor în județul Gorj la articole de sport marca Joma, sponsor tehnic al FRF și articole sportive marca Givova. Atenție! Prețurile sunt de producător! Pentru comenzi și relații sunați la numărul de telefon 0760-928-500. Magazinul Tiffany. Am revenit, dragii mei, cu a doua parte a emisiunii. Domnul Claudiu Manta, vicepreședinte PSD Gorj, este alături de noi. Stimate domnă, un alt moment fierbinte, cu ironiile de rigoare aruncate în spațiu public, pe rețelele de socializare, și eu sunt una dintre persoanele care a privit destul de îndungă această chestiune. Se pare că în sfârșit se va concretiza meetingul pe care socialdemocrații de la centru către teritoriu îl tot aminteau și cu care, cu ghilimele, amenințau, să spunem, adversarii de natură politică. Vom avea pe data de 9 iunie, adică peste 4 zile, vom avea un meeting cu câți susținători până la urmă? Pentru că am văzut o poză care circulă pe Facebook, lăsând deoparte niște chestiuni, 20 în paranteză, 8 seara, vreau să cred că a fost o ironie, o glumiță. Dar se spunea, erau niște precizări destul de... Nu e seara, nu e noaptea, ca să ne înțelegem. Nu e noaptea, corect, foarte bine punctat. Adică grupulețe, nu cred că grupulețe, de 40, de 10, apoi 40, la fiecare 100 un alt lider, o structură destul de complicată pentru un meeting. Nu, Catrina, în primul rând vreau să corectez ceea ce a spus dumneavoastră. Acest meeting nu este îndreptat împotriva adversarilor noștri politici. Nici vorba de așa ceva. Este un meeting prin care noi dorim să spunem stop abuzurilor. Din cui? Justiție în special. Că domnul Dragnea a evitat răspunsul. Păi, când a fost întrebat cu subiect și predicat? Ne referim în principal la abuzurile din justiție. Și slavă Domnului, dumneavoastră presa, de un an de zile și mai bine, le publicați tot timpul cu dovezi. Da? Nu este un meeting îndreptat împotriva justiției, împotriva statului de drept, ci din contră este un meeting pentru respectarea statului de drept. Da? Un meeting, dacă doriți, prin care se dorește și prin intermediul acestei mobilizări de masă, pentru că eu vă spun și sunt foarte sincer cu dumneavoastră, organizatoric e foarte dificil de făcut așa ceva. Pentru că înseamnă deplasarea unei mase de oameni care implică și acolo niște costuri, implică o disponibilitate de timp, dar în același timp trebuie să înțelegi și știți foarte bine că PSD-ul a fost tot timpul un partid foarte bine organizat și cheia, dacă sau una dintre cheile succesului nostru electoral, dacă ne referim la județul Gorj, a fost tocmai această organizare. Este, dacă vreți,
din punct de vedere intern al organizării, un test pentru alegerile din 2019 și cele din 2020, că vor fi niște ani grei electorali, dar în același timp este un meeting cu obiective foarte clar precizate. Da? Și multe dintre acestea vi le-am spus. Am înțeles. Iată că din ceea ce ascultam, din ceea ce citeam din presa națională, s-a vrut mai întâi un meeting pentru susținerea familiei tradiționale. S-a renunțat la idee. Apoi un meeting de susținere a premierului Viorica Dăncilă. Și la această idee s-a renunțat. Chiar și doamna era destul de surprinsă când a fost întrebată dacă pentru asta este meetingul. Și acum, că aici v-am și precizat anterior, întrebat cu subiect și predicat abuzurile cui, asupra cui, deși asupra societății probabil că se evident, explică, președintele PSD-ului nici măcar nu a dat o cotită, a refuzat să răspundă abuzurile cui, adică spune, uite frate, DNA-ul a greșit, DICOT-ul a greșit, abuzurile sistemului, parchetele au greșit. Dacă vreți, sistemul acesta al sistemului paralel cu ghilimele de rigoare de putere care încearcă oarecum să ia puterea legitimă din mâinile celor care au câștigat-o prin alegeri democrate și să o ducă spre alte centre de putere. Despre asta e vorba, domnul Catrin. Așa, dacă mergem pe această logică, a mai fost un moment în care fostul premier Ponta și-a dat demisia. Pe Facebook au aflat cei mai mulți susținători. La presiunea celor din stradă. Amintiți-vă. La presiunea celor din stradă. Și acolo s-a speculat că au fost interese ascunse sau, în fine, lucrări ascunse. Din păcate, timpul a demonstrat că lucrurile așa au stat. Vom vedea ce se va întâmpla cu acest meeting. Ce este cu mare semn de întrebare și același fost premier Victor Ponta a postat pe pagina lui de socializare ieri. O chestiune ridica, nu ridica semne de întrebare, ci spunea cu subiect și predicat că este anunțat cu câteva zile, o săptămână înainte, să spunem, acest meeting pentru data de nou, în ideea în care pe 8 există un termen de pronunțare a unei sentințe. N-are și cumva nicio legătură, domnul Catrin. Președintele PSD pune presiune pe judecători. Nici vorbă de așa ceva. În primul rând că meeting-ul are loc la o zi după această pronunțare. În al doilea rând este o pronunțare în primă instanță, deci nu este o hotărâre definitivă. În al treilea rând este posibil să se dea o amânare. Da. În al patrulea rând, obiectivele meetingului sunt precizate. Hai să fim serioși. Vorbim totuși de judecători de în Alta Curte și de Casație și Justiție. Ce vrea să sugereze domnul Ponta? Că cum punem presiune pe dumnealor? Ne ducem la ușa dumnealor? Doamne ferește, așa ceva nici nu se pune problemă. Deci nu văd de ce este vorba de presiune, pur și simplu a fost o coincidență de date, dacă vă amintiți, cred că se discuta despre această dată înainte de stabilirea unei date pentru pronunțarea sentinței în cazul liderului PSD, domnul Liviu Dragnea. Deci nu are absolut nicio legătură, obiectivele sunt cu totul și cu totul altfel. Acum, sigur că în ura aceasta oarbă a domnului Ponta de a discredita pe domnul Dragnea, spune și multe lucruri neadevărate. Să nu uităm că același Victor Ponta n-a exclus varianta ca în cazul îndepărtării lui Liviu Dragnea din fruntea PSD-ului, nu exclude varianta unei alianțe pro-România cu PSD. Nu sunt vorbele mele. Sunt vorbele dumneavoastră. O chestiune, ca să există o alianță trebuie să vrea ambii parteneri. Domnul Ponta Am mai văzut și cei de la Pro-România au jignit de foarte multe ori, nu numai pe Liviu Dragnea, ci și lideri importanți ai Partidului Social Democrat și Partidul Social Democrat au ridiculizat măsurile pe care le-am luat noi. E adevărat, nu toate au fost bune, dar cred că totuși trebuie să purtăm un dialog constructiv, deci cred că n-ar dori PSD o astfel de alianță. Vorbiți la momentul acesta, pentru că politic, sigur, nu se știe cum evoluează lucrurile peste, nu știu, jumătate de an. Este politică niciodată să nu spui niciodată. Vom vedea ce va fi în 2020, care va fi configurația, pentru că dacă aceasta va fi singura variantă pentru a continua programul de guvernare, evident că nu o exclude. Dar în acest moment eu nu o văd posibilă. Nu o văd posibilă pentru că suntem și, vă repet, și incompatibili pe multe chestiuni. Până săptămâna trecută inclusiv, până pe la jumătatea săptămânii trecute inclusiv, aproape că nu era zi în care câte un social-democrat cu funcție în Parlament, aici mă refer preponderent deputați,
să nu părăsească tabăra socialdemocraților pentru a merge în pro-România. Pe surse s-au mai vehiculat două nume grele, am putea spune, fostul ministru al educației, al învățământului, Ecaterina Andronescu, respectiv fostul premier și lider acolo în zonă, în zona dumnealui, la Brăila, domnul Tudose. Domnul Catrina, eu am o problemă cu cei care sunt aleși pe listele unui partid, pleacă și nu-și pierd mandatul, pentru că nu-i normal. La Gorci, alegătorii au votat au votat Partidul Social Democrat, lista Partidului Social Democrat. Că erați dumneavoastră pe listă sau eram eu pe listă, tot noi ieșeam. De asta spun că aici cred că ar trebui făcut o modificare legislativă astfel încât să fie ca în cadrul consilierilor locali. Ai plecat local, din județeni. Mandat, local, județeni și așa mai departe. Primari. Ai plecat, îți pierzi mandatul, pentru că, să fim serioși și cinstiți, cetățenii au votat pe domnul Văcaru sau pe domnul Ponta, pe persoană fizică, scuzați-mi limbajul. A fost o ironie, sigur. Au votat lista Partidului Social Democrat și atunci, e adevărat, mi s-ar părea normal ca odată ce ai plecat dintr-un partid politic să-ți depui și mandatul. Pentru că a venit, trebuie să vină în locul tău o altă persoană care susține mandatul, pe care susține politicile partidului. Și vedeți dumneavoastră, este incorrect și din alt punct de vedere, se pot schimba majorități. Da? Deși cetățenii au votat așa într-un fel. Așa a apărut un EPR-ul, partid care n-a trecut niciun test electoral și care, atenție, a generat, să spunem, elementul de echilibru între forțele sau între eșicherul de stânga și cel de dreapta. Nu puțin au fost deciziile în care un EPR-ul s-a poziționat clar în favoarea președintelui Băsescu și a, să spunem, celor de dreapta, deși avea o alianță fermă. Păi vedeți, domnul Catrina, de asta spun, oamenii au votat ceva, a încercat să răstorne o majoritate parlamentară prin traseism, că trebuie să o spunem, așa, asta e definiția, să zicem, din DEX, nu e în regulă. De acord cu dumneavoastră și moral vorbind, clar nu este, însă atâta timp cât clasa politică, în speță senatorii și deputații, nu vor statua negru pe alb sau albastru pe alb, clar că mutarea de la un partid la altul, ca parlamentar, în timpul mandatului, duce la pierderea acelui mandat. Da, de asta spun că e necesară o modificare, deci, legislativă. E un compromis aici pe care l-au făcut, da, toate partidele este, politice. Este o modificare cu care eu cred că eu sunt de acord și eu aș susține o asemenea modificare dacă aș fi în Parlamentul Român. Pentru că, în egală măsură, cred că la un moment dat, aproape orice partid din mari jucători de pe scena politică va beneficia, a beneficia sau beneficiază de aceste treceri. E adevărat, partidele la putere mai mult, iată că acum se întâmplă fenomenul invers, în mod ciudat, pleacă de la, sunt parlamentari din aceștia care pleacă din partid, dar în general un partid aflat la putere, oricare ar fi el, beneficiază din plin. De aceea nu cred că se va schimba. Ar fi o modificare, vă repet, de bun simț, pentru că, încă o dată, nu ești trimis acolo pentru că te numești Popescu sau Ionescu. Ești trimis acolo ca reprezentant al unui partid politic, atâta timp când nu mai ești membru al acelui partid politic, pentru că vrei în acest caz, mi se pare normal să-ți depui mandat. Și avem exemplu concret, iată, au plecat, câți au plecat deputați de la Social-Democrați, dar în egală măsură, cam în aceeași perioadă, săptămâna trecută, ați luat câțiva de la PMP. De la fostul UNEPR, da, care au fost... Actualul PMP, că da, sunt... Da, au fuzionat, acolo lucrurile erau foarte încurcate din punct de vedere juridic. Nici nu cred că sunt desclucite juridic, încă se apără proces. Asta vreau să spun, din câte știu, a fost contestată această hotărâre de fuziune pe la tribunal și cred că nu operase, din câte mi-amintesc eu. Hotărârea de fuziune dintre PMP și UNEPR. Și iarăși au apărut cuvinte dure, cuvinte, să spunem, ce n-ar trebui să se regăsească în, cel puțin în declarațiile publice ale unor politicieni, și de o parte și de alta au apărut, de exemplu, cuvântul trădători. Adică și cei care au plecat din PSD au fost acuzați de colegii noastre socialdemocrați, dar și cei care au plecat din PMP și care poate până mai ieri criticau, să spunem, măsurile de stânga, au fost și ei numiți tot trădători. Se întâmplă în politică chestiuni de genul ăsta. Cum din păcate.
Cum vedeți, derularea de aici, de la început de iunie 2018 până la finalul 2018, în ideea în care derularea evenimentelor, să spunem, este politice? Este exclus ca PSD-ul să piardă majoritatea în Parlament, domnul Catrina, PSD-ALDE, pentru că, vă repet, am câștigat alegerile cu, o majoritate covârșitoare, avem și în Cameră și în Senat, avem majoritatea necesară să trecem Parlamentul. Sunt colegi nemulțumiți din diverse motive, dar vă repet, cred că totuși de bun simț ar fi să-și dai demisia dacă pleci dintr-un partid. Corect. Asta mereu am spus, că ar trebui să este echitate. Dacă... Mai ales că această chestiune există deja la consilieri, unde consilieri locali și județeni, unde de asemenea vorbim de o alegere pe listă. Sau putem să mai dăm o lege pentru ca primarii și consilierii să treacă în decurs de 30 de zile. Vă amintiți? N-a fost un episod foarte fair play. A fost o ordonanță de urgență acolo. Da, dar n-a fost, din punct de vedere politic, fair play, pentru că acolo s-au destabilizat clar. A existat o oarecare motivație. Da, motivația o știm cu toții. Motivația o știm, însă situația a fost destul de dubioasă la momentul respectiv. Da, a fost o situație, să zicem, ciudată și excepțională, așa aș numi. Credeți că în viitorul apropiat se mai poate repeta o astfel de... Nu anul ăsta, nu știu, 1, 2, 3, 5 ani? În mod normal ar trebui justificată această situație excepțională, care poți să adopți o ordonanță de urgență. Dacă nu mă înșel, cred că a fost declarată și neconstituțională. Sper să nu greșesc. Nu știu, sigur, dar și-a produs efectele. Asta da, și-a știm, produs, pentru că ordonanțele de urgență își produc efectele imediat. Deci noi astăzi, dacă ați avea puterea de decizie, ați acorda practic același statut parlamentarilor cu cei aleșilor locali. Da, adică pierderea mandatului... Egalitatea aceasta de tratament mi se pare că ar trebui să opereze și aici. Vedeți, sigur. De ce am spus eu emisiunea trecută, dacă nu mă înșel, că ar trebui să fiți acolo și să fabricați legile. Eu vă mulțumesc, colegii, mă rog, n-a fost cazul acum, poate în mandatul următor, domnul Cătălin. Așteptăm cu mult interes ca să se mai regleze, să spunem așa, apele în ceea ce privește legislația, căci, slavă Domnului, dacă ne uităm, cred că indiferent de domeniu, legislația românească este foarte încălcită și cred că v-ați confruntat în practica de zi cu zi cu problemele. Din păcate. Adică este multă, stufoasă în egală măsură, deseori se bat cap în cap. Chestiune... E adevărat, vedeți dumneavoastră, de asta noi, să zicem, am avut o inițiativă lăudabilă. Spre exemplu, acum se lucrează la ceea ce auziți dumneavoastră pe la televizor, codul administrativ. Ce este acest cod administrativ și un cod de legi în general? Înseamnă adunarea tuturor legilor dintr-un anumit domeniu, armonizarea lor astfel încât să nu mai existe situații în care diverse dispoziții se bat cap în cap, o lege spune într-un fel și altă lege spune altfel, pentru că existând o singură lege, riscul ca să se producă aceste anomalii, că astea sunt anomalii, scade foarte mult. Da, avem deci o lege generală. O singură, nu vor mai exista legi speciale. Codul administrativ, vă repet, cuprinde toate actele, toate legile din domeniul acesta. Și va putea fi aplicat în toate, toate sectoarele de activitate? Nu poți să faci cod în toate domeniile de activitate. Pentru cât că, aplicabilitate să aibă? Există codul fiscal, există codul civil, există codul penal, există codul administrativ, adică în domeniile importante se pot face coduri acestea, dar este un efort uriaș pentru specialiști de a încerca să faci un cod pentru un anumit domeniu, că e greu să pui la oaltă legile date în România în ultimii 28 de ani, unele chiar dinainte de Revoluție, astfel încât să faci o singură lege din și 10... care să fie în concordanță exact, cu normativele și cu directivele europene și cu Constituția, că ți-o declară neconstituțională și cu alte ramuri de drept. Deci lucrurile sunt destul de complicate să faci o singură lege și mai să mai fie și bună, să mai poată fi trecută și prin Parlament, să o și voteze parlamentari. Deci este destul de greu, practic vorbind, acest demers. Ați spus ceva foarte interesant și v-aș ruga să răspundeți foarte, foarte scurt. Legi dinainte de 1989, mai există legi care da, se aplică și sunt da. De 1989? Sigur că da, sunt legi
chiar destul de multe cu care lucrăm, practicienii lucrează și înainte legii, înainte de 1989, pentru că sunt anumite, o lege reglementează o realitate socială, domnul Catrin. Care nemodificată? Sigur, sunt anumite relații, realități sociale care nu s-au schimbat, așadar nici legile care le reglementează nu e cazul să cadă în desuetudine. Am înțeles. Stimate domn, ca de obicei, o plăcere să putem discuta destul de sincer pe probleme de natură juridică, dar nu numai. Vă lansăm invitația când timpul vă permite să ne onorați cu prezența în funcție și de programul dumneavoastră. Până atunci, o seară cât mai plăcută vă dorim. Dragii mei și dumneavoastră, o seară cât mai plăcută. La revedere! Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce. Șoferii isteți își montează instalație GPL la Vumar Prod SRL. Vumar Prod SRL. Dispunem de servicii automontaj, întreținere și reparații instalații GPL. Ne găsiți în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 9 până la ora 16. Puteți să ne contactați și la numărul de telefon 0253-214-554. Vumar Prod SRL este la dispoziția dumneavoastră cu două stații GPL în Târgu Jiu, pe strada Luncilor numărul 85 și pe calea București numărul 64. 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Vumar Prod SRL. De 14 ani suntem împreună și continuăm tot împreună. Vumar Prod SRL. Grijă pentru mașina ta. Pornești.